Problema 3 la 146. Problema 3, da. 146. 146. Sună așa, desemnați cubul ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim. Justificați că planul AD de primi paralel cu planul B, C, C prim. Deci să desenăm un... Hai să o facem aici, să zicem. Știm bine cum facem cubul. Deci are laturile, toate laturile, nu? Adică toate laturile tale. Ca un rombul, facem. B, C, D. Ăsta se văd, de la două nu se văd. Și acum... un pătrat. Da? Și iarăși aici. Pătrat. Să fie de aceeași înălțime, aproximativ. Și iarăși aici. Deci un pătrat. Dacă aș lucra corect, aici nu trebuie să apară dreptul, ci trebuie să apară pătrat. Tot un pătrat, da? Da? Așa apare. Da? E, din nou, e da. Aproximativ. Da, da, da. A, B, C, D. Nu m-am vrut să spun în ce condiții ar fi apărut perfect. Și A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Bun. Deci am desenat un cub. Da. Și la A să justificăm că planul A, D prim, D, A, D, D, A, D, D prim, da. A, D, D prim, A prim, adică da, tot pătratul acolo, da. Da. Este paralel cu planul B, C, C prim. B, C, C prim. Adică B prim, B, C, C prim. Cele două, dacă sunt sau paralele. Paralele. Să justificăm de ce. Da. Să zic că se încadrăm într-una din teoremele de care a făcut ieri. Da. Deci avem de arătat că planul A, B, C, D. Nu. Avem A, B, C, D, A prim, B prim, B prim, paralele. A, B, C, D, A prim. B prim, C prim, D prim, cu, cu. Și să arătăm. În concluzie să arătăm că A, D, D prim, A prim, da. A, D, D prim, A prim, e paralel, da, planul acesta, e paralel cu B, C, C prim, D prim, C, 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 C prim, B prim. B prim. Domnul profesor, cum fac când desenez mai eu? Vedeți aici, de exemplu, să nu am liniat așa de fapt linia asta. Deci nu ți-e perfect din desene. De aceea... Deci e dreptunghi aproape, știi? Și din cauza asta, poți să riști chiar să suprapună. Da, nu știu ce fac. Păi, faci ori ăsta lumea micuță un pic. Ca să riști mai sus și să apară în partea de sus. Tu faci dreptunghi, dreptunghi, sau cum faci? Dar am făcut pe care? La lule? Da. Ei, n-ai respectat, Iruna, ca să nu riști să fie ăsta, ca măsură reluat așa, respectat-o? Da, uite. Da, 16, da, 16, așa. E un pic mai oblic, să zicem, nu? Un pic mai oblic așa, ca... Ca formă. Și atunci este. Deci, uite, dacă e mai curcat așa, nu riști. Riscul mare dacă te duci... Depinde cât te înclini. Ca asta de ei să fii peste cealaltă. Ia, la asta. Mai oblic, ia. Da, da. Hai să vedem... Hai să vedem ce face acolo. Judec acolo. A prim, D, D prim. Paralel să B, B prim, C, C prim. Așa, de paralel cu BC prim, de paralel cu BC prim pătrat, CC paralel cu A prim, CC prim cu A prim. Păi ca să arătăm că două plane erau paralele, da. Trebuia să arătăm că două drepte concurente, sunt paralele cu planul acela. Da. Și noi știm că B1 prim, care e apar
aparține planului B1, B, C, C prim. B prim. B prim, o dreaptă de da, aici. Da, e paralel cu A prim. Cu A prim. Ai zis și tu aia cea da. B prim cu A prim, da. Adică A prim e paralel cu planul B prim, C prim, C, da. B. AD e paralel cu planul B prim, B, C, C prim. Și cum A, A prim și AD sunt concurente, formează un plan și avești planul ăla. Deci care... tu l-ai luat pe planul ăsta de bază. Da. Nu? Și ai luat pe A prim cu o dreaptă concurentă, cu o dreaptă din planul B prim B. Adică cum A, A prim e paralelă cu B prim B, prin care trecu planul, A prim paralelă și cu planul acesta tot. La fel, AD, fiind paralel cu BC, e paralel și cu planul. Și în final, A' și AD sunt concurente, două drepte concurente, care sunt paralele cu planul BC, B'. Deci, planul AD de prim A' e paralel cu. Da? Deci, așa am dovedit că sunt... Ne-am plăsat în teorie. Da. Demonstrăm? Sigur, să demonstrăm. Justificăm adică, când da. Demonstrăm, acum ce trebuie să demonstrăm, să justificăm, să facem demonstrație. Te rog. A de paralel cu BC din... A de... Mă, nu. A de paralel cu BC. A de paralel cu BC. BC este inclus în planul... BC inclus în planul B prim. B prim, C prim, C. B prim. Da. Nu sunt planul alfa. Și din ce rezultat cu A prim, paralel cu planul alfa. A, D și A prim formează un plan. A, D, A, D intersectează A prim. În ce punct? A, D, A, un punct O, asigur, am înțeles. Atunci. Rezultat. În cele două plane. Adică. A, D, prim și A, D, A prim. E paralel cu planul B, C, C prim, B prim. Da. Și la B trebuie să arătăm. E corect, foarte frumos scris. Da, deci a fost. Și la B trebuie să arătăm că A prim, B prim este perpendiculară pe planul B, C, C prim. A prim, B prim. A prim. B prim. Uite-o scrisă. E paralel pe B, C. E perpendiculară. Perpendiculară pe B, C, C prim, A prim. B, C. C prim, B prim, pot eu spune. Că planul B, C, C prim și B prim. Da. Deci chiar dacă le dă din trei, voi puteți să le lasă doar din patru. Asta încearcă doar profesorul să vă zică. Nu, problema este că le dă din trei puncte. Sigur că da, dar noi știm bine că acestea formează un bar și ne ducem pe planul în care mai avem uneori un punct acela este esențial. Exact. Uneori îl aducem noi, dacă nu l-am. A prim, B prim, perpendicular, B prim, C prim. Și B prim, C prim e inclus în planul B prim, C prim, C B. De aici și... B prim B e perpendicular pe B prim B C C prim, rezultă de aici. Deci, nu, o secundă. Nu? Cu teoria de ieri, nu? Nu, o secundă. Noi avem altă problemă. Avem că A prim B prim trebuie să fie perpendicular pe planul B C C prim B prim. Și ca să fie trebuie să fie perpendicular pe două drepte în plan. Găsește tu două drepte în plan. Corect. Două drepte din plan și povestea e rezolvată. A, B prim, C prim. Despre A prim, B prim. Perpendiculară pe cine? Pe B prim, C prim, da. Pe B prim, C prim, că știi că-i sus. Da. Și B prim, B. Și B prim, B. Și B prim, B. Atât.
pe două drepte complete, foarte clar a spus. Găsește tu două drepte din planul acesta pe care B.B. prescrită pentru plan și gata, problemă. Așa, dar redactăm, cum spunem. A prim, A prim, B prim, A prim. A prim, B prim, perpendicular pe A, B, B prim, C prim. B prim, C prim. Tot A prim. Și A prim, B prim, perpendicular pe A, B, B prim, B. B prim, B. Și de aici, și cu B prim, C, B prim, C prim. Și cu B prim, C prim. Și B prim B sunt inclus în alfa. Deci, nu. Hai să spunem că sunt două drepte concurente, dacă spui cel mult. B prim intersectează cu B prim C prim. B prim A intersectează cu B prim C prim și e egal cu punctul B prim, nu? Da. Atât de suficient. Pe două drepte concurente. Rezultă de aici că A prim B prim e perpendicular pe planul B, B prim, C prim, C. Cu toate că autorul a spus numai că B, C, C prim. Eu acum am o întrebare. Ieri am avut așa, că dacă avem două plane paralele și noi tocmai ce am arătat la punctul A, că planul B, B prim, C, C prim e paralel cu planul celălalt, nu ne-am putea folosi de asta și A prim, A prim aparține planului alfa, m-ar veni, dacă îl notăm cu alfa pe ăla, ca să nu mai zic din 4. Pe A prim, D de prim, îl notăm cu alfa. Da. B prim aparține lui beta și atunci AB este tocmai distanța, dacă planele sunt paralele, n-am demonstrat asta? Da. Am arătat în punctul anterior că planele sunt paralele. Cele două plane sunt paralele. Corect. Și aici avem teorema de E. Da? Fie alfa și beta două plane paralele și punctul A aparține lui alfa și B lui beta, atunci B e perpendiculară și pe alfa și pe beta. Dacă e perpendiculară pe unul din plane. Acolo spune așa. Dacă două plane sunt paralele și o dreaptă este perpendiculară pe unul din plane, atunci e perpendiculară și pe celălalt plan. Dacă dreapta e perpendiculară. Așa. Dacă trebuie pe un plan, atunci e perpendiculară pe celălalt. Am înțeles. Iar tocmai segmentul acela poate să fie distanță. Distanță. Deci noi trebuia să dovedim aici prin perpendiculară. Da. Și dovedeam. Și am dovedit-o acum. Așa că e adevărată că, dacă vrei să continui ideea, A prim, B prim, B prim este distanța dintre cele două prime. Dintre cele două plane paralele. Acum, da. Da. Deci ca să le luăm. Da, atent dacă este problema 3, problema 4. Așa. Problema 4, ștergem? Tot un punct? La problema 4 se consideră piramida. Așa. Facem acolo și o șterg. Da. Se consideră piramida. B, A, B, C, D. D, A, B, cu V, A, V, A, B, C, B, C, piramida. Piramida. Piramida, B, A, B, C, D, piramida. Cu baza, pătratul A, B, C, D. Așa. Piramidă. Piramidă regulată. Acum zice baza pătrat. Atât, acum baza e în pătrat. Baza pătrat. Nu știm sigur că înălțimea pică chiar în centrul patrulaterului de acolo. Deci nu avem asta. A, B, C, D. A, B, C, D. Pătrat. Pătrat. Bun. Deci informații mai mari. Am mai avem așa. M, N, P, Q. Mijloacele mușchilor laterale. M, N, P, Q. Mijloacele mușchilor laterale. Mijloacele laterilor. Mâchilor laterale. Mijloacele laterilor. Mâchii laterale. Atât avem încălzită. În concluzie, să stabilim poziția planelor ABC și MNP. Deci, poziția planelor ABC A, B, C și MNP. Și AB, determinați raportul perimetrelor
4 laterelor, M, N, P, Q și A, B, C, D. N, N, P, perimetru, M, N, da, P, Q și A, B, C, D. După cum să rog, e mai bun. M, N, P, Q și, și A, B, C, D. Supra perimetru. Supra. Da. Păi la raportul. Asta e raportul. Și A, B, C, D. Și perimetrul lui ABC. A, B, C, D. Cum am spus poziția lui ABC? Cum? Sunt. Păi, am făcut din două plane, poți fi paralele. O să vedem cum sunt. După ce desenăm, după ce facem tot, da, vedem cum sunt. Poziția lor, sunt paralele, sunt, exact. Se intersectează. Și sunt raportul. Și acolo, la ABC, raportul dintre perimetrul lui MNPQ și perimetrul lui ABC. Raportul dintre perimetru. Da. Nu ești vedem câte e valoarea perimetrului și câte e din facem. Facem raport. Da. Facem o piramidă cu baza pătrată. Facem o piramidă cu baza pătrată. Nu o să vedem, domnul profesor. Așa. Asta se vede. Asta nu se vede. Și nu se vede. Aplicele. Și... Se vede. A, B, C, D. O piramidă. Și fiindcă nu spune că înălțimea pică chiar în... Nu spune că înălțimea pică în A, în B, în C, ci pică nici măcar la intersecția diagonală, ca să fie piramidă regulată. Atunci o să iau pică oriunde așa. Da? Și de aici să vă notez cu locul unde o înțepat, unde pică perpendiculară, ori unde e în plan. Și unim. Și unim, sigur că da. Așa, că să... Deci pică undeva acolo. Bun. E MNB mijloace în ochiul lateral. Adică a lui VA, când te zice în ordine, știți? VA, VB, VC și... VA, VB, VC și VA e M, mijloc. Mijlocul este M. VB e N. VB e N. Da. Așa. P este pe CV. P, aici, da. La mijloc. Și Q pe VD. Deci, puneți peste A și peste A mijloacele și iată că apare tot un pătrat. Bănesc eu tot mai un mic. Pătrat. Mai mic. Da? M, M, P și Q. Q. M, M, P, Q. Și ăsta-s mijloace. Da, este-s mijloace. Adică vă mă-i cât mă... A, deci asta trebuie să adăugăm. Adică vă mă simte foarte clar. Egal cu mă... Vă mă... Vă mă... Vă mă... Vă mă... Vă mă... Nă... Nă... Egal cu... Nă... Nă... Vă... Vă... Vă mă cu vă... PG. PG, da. Da. Și V, Q. Q, egal cu V, D. Q, egal cu V, D. Hai să vedem cum ne-a s-a terminat sonorul. Și mai te înținează cine ai mai. Da, o să mă vorbim. Nu știu, nu știu. Da. Am crezut că dacă nu le-a plecat nici măcii...
Deci MMPQ, ABCD. Poziția lui A, B, C. Lui A, B, C. A, aceasta mai așa C. Nu? Asta le zică. Lima, A, B, C, să da, B, C, nu e un semn ca trebuie să unim A, B, C? Nu. Planul îl ai și în totalitate unit de A, B, C, la ce se folosește. E o linie în plus. A, B, C, D e planul de jos. De fapt, tot plan. Voi nu l-o zis în planul A, B, C, D cu tot planul M, Q, P, N. Exact. În loc să spun de A, B, C, D și M, N, B, Q, el numai de 3 litere ca să ne scoată din mână. Exact. Da? Eu știu ce zic, nu? Ca să știm foarte bine. Asta trebuie să avem două... Ce pare a fi, cum ar părea să fie planele astea? Sunt paralele. Bun, simt să-i spune. Da. Da. Ce vă... Cum ar... Știi? Știi? Se aude bine. Da. Știi? Da. Cum credeți voi că am reușit? Te prinzi? Hai să vedem, că ușor credeți să-ți dai seama. AB paralel cu MN. AB paralel cu MN, de ce? De ce? Pentru că mă, în AB... Nu, de asta e căutat ceva. Despre mână. Ce știi despre mână? AB linii mijlocii. Da, asta e. Deci mână e linii mijlocii, paralel cu AB. Așa, e paralel cu AB și după aia duc paralel cu Q put, așa, pe linii mijlocii. Sau, cum ai zis, Q, P cu A, D, sau N, P cu B, C, din aceeași motiv, N, P cu B, C. Și atunci planul E, M, N, B, planul A, B, A, C. Da. Am zis asta. Bun. Ca să arătăm că... Hai să facem un plan. Da. Deci, plan. E, M, N, e paralel, da? Cu A, NP e paralelă cu BC. Cu BC. Pentru a amândouă linie mijlocie, da? Da. Linie mijlocie. Rezultă din asta cumva că planul că planul A, B, C, D. Da. A, B, C, D. Paralel cu planul mână pe ce-o. Mână pe ce-o. De ce stai la ele? Știi că așa paralel. Și acum am văzut. Pe perimetrul mână pe ce-o, zice. Așa. Cumva perimetrul mână pe ce-o jumate din A, B, C, D. Tu ce zici? Ai vreun motiv să crezi că așa este? Da, că e linii mijlocii. Sigur că mână e jumătate din AB, fiecare din jumătate din... Deci mână din AB, NP din BC, QP din DC, da? E limpede. Deci o să zicem că perimetrul lui M, PQ, PQ. Egal. Egală cu A, B, C, D, o doime din perimetrul lui A, B, C, D. Și raportul? Și raportul care este a lui M, N, P, P, 2, da? Da. Și în locul M? Nu. Dacă vrei să înlocuiești cu L și ai și L pe 2, faci capul acela, dar e pierdere de timp. Raportul nu e interesant. Exact. Deci perimetrul lui M, N, P, Q, supraperimetrul lui A, B, C, D, egal cu 1 pe 2. Și problema 7 de la pagina 146. 7 de la 146. Se consideră paralelogramele A, B, C, D și A, B, E, F, situate în plane diferite. Deci, cu centrele O și respectiv O, P. A, B, C, D și... Și A, B, E, F. Deci A, B, C, D. D. Și A, B, F. Și A, B, E, F. Așa. Paralelograme. Paralelograme. Situate în plane diferite. În plane diferite. Cu centrele O, respectiv O, B. Pentru asta O și pentru aici O.
Și 8. Atât. Să arătăm în concluzie, amic, că planul B e că... Planul B e că... B e că... Dacă îți vorbim de prin patru, Bec. Da? Paralel cu A, F, D. Paralel cu? A, F, D. A, F, D. A, deci la B. Să arătăm că O oprim. Paralel cu F, D. Paralel cu? F, D. F, D. Și la C? Că O oprim e paralel cu Bec. Planul Bec. Facem una așa și una așa, nu? Cele două paralograme, da? Deci un paralogram ăsta care e desenă acum. Nu, să nu luăm rom. Da? Deci un paralogram așa. Și un alt paralogram. Cu aceeași latură, așa, încolo, de așa. A, B e comune, nu? A, B, C, D. Și atunci să văd eu așa. Trebuie să am făcut. Așa. Am făcut.
ca să arătăm că două plane sunt paralele, trebuie să arătăm că două drepte din acel plan e paralel cu planul ăla. Cum facem? Păi luăm să... Care plan este la AF? D, AF cu A, B, C. Deci, pentru că arăta... D, AF cu BEC. BEC. Nu? Da, adică, cu BEC. Pentru a arăta că planul B, E, C cu A, A, F, D sunt paralele, e suficient să găsim din cele două deodată două drepte concurente din cele două parte. B e paralel cu AF. B e cu AF, una dintr-un plan și alta din cealaltă plan. Da. Din cauza că stai paralelogram. După A, D, A, D. Cu B, C. Așa, așa. Cu B, C, da. Ele sunt concurente în B. Da, eu vreau să zic că e C cu A, B. E că nu am motiv. Nu, nu i-am motiv. E că nu am niciun motiv să spun de E că și cu D, F. Dar despre B, C și cu A, D am gândit la frea paralelogramului. De acord? Da. Și la fel F, A cu E, B. Latura pe programul. Deci am argumente. Nu vorbesc că neacoperi, da? Deci ce spun acolo la punctul A? Hai să le valorificăm că A, B, C, D, paralelogram, da? A, B, C, D, paralelogram. Rezultă că A, D. A, D. Paralelă cu BC. Și A, B, E, F, plan, paralelogram. Deci A, B, E, F, paralelogram. Da. Din aceeași motive, deci rezultă că și A, F. Rezultă că A, F, paralel cu B, E. Cu B, E. Din cele două, cum A, A, D, intersectează A, D, intersectează cu F, A, în A. A, D, intersectează F, A, A. Dau cu puțină formată din punctul A. Și C, B cu E, B, C, B, intersectează E, B, egal cu puțină formată din B. Putem să tragem deci concluzia că planele A, D, F, A, D, F, e față cu planul BEC. BEC. B. E. Asta e un doar rezultat. Să vedem, o oprim paralel cu F, D. O oprim cu F, D. Trasăm o linie ca să vadă cum e clar. Corect. Și... Mergem între unghiul D, B, F. Între unghiul D, B, F. Iată, D, B, F. Și avem O mijloc. O mijlocului B, D, B. Da. Ca diagonală. A, și B, și O mijlocul B, F. Și O prima lui. Da, și O primii din mijlocie. Sigur că da. Deci punctul B. În punctul B zicem așa. În triunghiul. D-B-F. Avem că D-O egal cu B. Cu B. Și oprim B. Nu, B oprim egal cu oprim F. Așa. De aici rezultă? Rezultă de aici, că O oprim în linii mijlocie. Deci rezultă de aici, că O oprim paralelă cu FD. O oprim paralelă cu FD. O oprim paralelă cu FD și totul este doar aici. Acum O oprim paralelă cu BEC. O oprim paralelă cu BEC.
Păi eu oprim era paralele cu DF, am demonstrat asta. Da. Dar știm că, deci știm că DF e paralele cu CE, de la punctul A. DF cu? Cu DF paralele cu CE, de la punctul A. Cu CE e de la punctul A, da? Da. Am arătat pe două brațe în paralel. Și atunci DF va fi paralele cu CE, cum o oprim paralele cu DF, o oprim paralele cu CE, deci o oprim paralele cu BC. Mai tare sau mai luăm o dată? Mai luăm o dată. Deci mi-am arătat că ouă o prime e paralelă cu fădă. Și... Da, noi știm că triunghiul A, fădă, era... Triunghiul. Planul A, fădă. Planul A, fădă era paralel cu planul băiecă. Da. Băiecă. Și de aici? Și rezultă de aici că... Că o, DB e paralelă cu CE. Rezultă că DB e paralelă cu CE. DF... Asta mă ia. Da, DF paralelă cu CE. Da. Din cauza că planul era paralel. Am arătat de la mine cu DF e paralelă cu oprim. Da, rezultă că e paralelă cu CE. Și cum CE aparține planul de BE, că oprim paralel cu planul cu BE. Sigur că da. Deci este corect. O oprim paralel cu DF, dovedit. DF e paralel cu CE, da. Din ce știm... La punctul A. La punctul A. Atunci o oprim va fi paralelă cu cine? Cu CF. Cu CF. Bun. Și... Cele două plane. Cele două plane DF și cu CBF sunt ce fel de plane? Sunt plane paralele. Da. 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 Și atunci... o oprim e chiar distanța de la între ei, nu? Nu chiar... Nu. O oprim, nu. Nu putem spune că distanța între cele, că nu știu despre că de clar cu cele două, da? Redactăm, Adi. Ce zicem? Cum o oprim paralel cu DF. Paralel cu DF. Și triunghiul DF a paralel cu triunghiul DF. Da. Clar. Da. Planul DF. Planul AF paralel cu... cu planul băiecă. AF. AF B, nu? AF D. AF D. AF D, da. AF D. AF paralel cu planul băiecă. Pentru de din cele două că BF e paralel cu BE. Deci rezultă că BF paralel cu CE. Și din cele două, da. Rezultă că și o oprim, permite o oprim paralelă cu CE. Oprim paralelă cu CE. Bec. Cu CE și după aia CE aparține... Oprim cu CE, da. Da. Și CE aparține planul... Este inclusă. Da, inclusă în planul buiecă. Din cele două rezultă că o oprim, care cu planul băiecă. Și am demonstrat. Gata, acum trecem la algebră. Da. E cu șoare, cu vremile nu mai vreau. Teoria la Paul, nu vine pus la. Nu. Dar oricum nu vreau fost teoria de el. Ba cum? Ba da. Dacă două trepte sunt, dacă sunt. Două plane paralele. N-am avut pe cea, că dacă sunt desictat să o fac cu o dreapta, să o fac cu o dreapta. Că mi-era faină. Nu, eu mă pot de dreapta. Mi-era faină, după să fie să le-aia cu dreapta. Dar n-am luat problemele, mi se pare așa... Să ajungi, oricum, tot suportul acela teoretic l-a ajutat. Am prin 5, 6, 7, 8. Nu, i-am zis mai tot ce avem, stai ca nu. Am prins un punct, o rămadă. Nu fac probleme. Don't worry. Am înțeles un clar. În paranteza, stând în se repetă. Și în paranteza, dată, notăm mai acum. Și... Dar nu există o regulă, haide. Fac